Salutare, dragilor! În acest video vă arăt ce cumpărături am mai făcut în ultima perioadă. Am comandat ceva de pe Shein, de la H&M și de la Deichmann. De la H&M i-am luat o pereche de șlabi din ăștia. Au fost parcă cu 48 de lei. Sunt negri simpli și sunt bun de mers pe afară sau de purtat prin casă și mi-au plăcut mult. Păi de pe Shein mi-am comandat acest costum. A fost undeva la 53 de lei, la reducere, de la 80, cu această bluziță colorată și pantalonii aceștia roz, care îmi plac super mult și este un costum fain de vară. Apoi de la H&M mi-am luat aici un lănțic cu inimioarul, nu mai știu cât am dat pe el, cred că 20 de lei. Apoi, pe de pe Shein, mi-am luat și această față de masă cu iepuraș. Era la ofertă cu 10 lei de la 20. Pentru Paștele viitor. Și mi s-a părut super drăguță. Apoi mi-am mai luat și acești pantaloni tip fustă. Niște pantaloni scurți tip fustă cu perluțe, tare drăguți. Și am dat pe ei, nu știu, 38 de lei. Sunt în măsura XL și îmi plac super mult. Iar aici mai am o pereche de iegări din ăștia, care au fost 30 de lei și au așa un fluturaș, adică doi fluturi cu galben și o să fie bun de stat prin casă, de ieșit până la magazin. Și de la Deichmann mi-am luat un portofel cu Puma, era la ofertă cu 59 de lei, dacă nu mă înșel. De la 129, așa cu bulinuțe. Și îmi place super mult, mai am unul tot așa pe negru. Și este practic. Mi-am luat și această gentuță care era la ofertă cu 97 de lei de la 150. Este tip sport, cu Puma. Și vreau să iau un călătorie sau un plimbări. Este destul de încăpătoare și drăguță. Și mi-am luat și o pereche de Adidas. Acest model fără șiret. Am luat în măsura 38. Au costat 300 de lei, deci 299. Și mi-a plăcut mult că nu au șire, sunt super ușori și super fain. Și abia aștept să îi port. Și da, cam astea au fost cumpărăturile mele. Dacă v-au plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu vă pup, la revedere!